Vă salut, oameni frumoși! Vreau să vă mulțumesc, am găsit în comentariile voastre un mesaj care a zis așa: Mircea, fă cu tipuri de vecini. Și a zis, da, există multe tipuri interesante de vecini, așa că astăzi o să le parcurgem un pic. E vecinul ăla care tot timpul își găsește ceva de lucru pe scară, dar de fapt el vrea să bage în seamă că oamenii să bage o bârfă, că e plictisală pe aici prin oraș, știi? Și atunci tu, de jenă că omul face curțenie și la tine pe scară, stai cu el la povești. Și a nu, Miciulică, nu, și mândra aia cu două sercinii, zi un pic. În fiecare scară în care am stat, a existat așa zisă vecină bună, vecina aia bună, care era o fată foarte simpatică, frumoasă, pe care îți doreai să o vezi când ieșai în scară, te plimbai aiurea de ea cu mop, orice masă să te întâlnești cu ea, dar niciodată nu te întâlneai cu ea, numai când fie duceai gunoiul, fie îți cumpărai hârtie igienică și te prindea cu ea în mână. Și ziceai, bă, în viața mea nu mai duc cu tricoul la rău la gunoi, deci numai la costum mă duc de acum înainte la gunoi, pe cuvântul meu. Și iară nu mai prindea niciodată. În anul întâi de facultate, când am stat cu Cristian, am zis, bă, ce tare ar fi să avem și noi niște vecini de alea bune, bune. Și am văzut că ușă în ușă cu noi, stăteau niște fete foarte faine, știi? Și am zis, da, mă, dacă ar fi cineva să ne facă o lipeală, o legătură, o intrare cât de cât de acolo, ne scurcăm că suntem bărbați, ce dracu. Și după aia am aflat cu o colegă de-a noastră de liceu, prietenă bună, stătea acolo în apartament cu ele. Da, mă, dar știi cum, că am ăsta sigur umblă cu ceva de a făcut, te taie și de la șpani. Am zis prietena mea, nu, că singure toate, Mircea. Mă, da, mă, dar pe știi cum, ceva, un pretext, un ceva să văd un pic că își doresc și ele. Și într-o zi, salut, hai să-mi dai un dop de vană. Da, cum să nu? Și l-am dat și s-a dus. Și pe atât fraier mereau la atât de ăștia, fraier și-a zis, puteam să fiu și eu acolo. Mă, dacă ne dădeau un semn, înțelegeam, acționam, dar bă, nimic, bă, nimic, bă, era sticlă, era gheață, un semn nu mi-a dat, și nu. Asta a fost toată povestea. Dar dopul de la vană nu a fost semn? Nu, că la eu chiar o trebuie, că ce, tu poți face baie fără dop de la vană, săraca, știi, măcar bine, chiar v-a luat un acaz. Ei, vecinul ăla pe care ai avut o singură dată în viața ta, deși stai de 10 ani în bloc. Atunci când a venit la tine să-ți ceară o semnătură, că vrea să facă el o firmă de apartament. Și l-ai întrebat, bă, dar ce firmă? Nu contează. Și de ce tot vezi fete care intră la el în apartament și te gândești, bă, poate e studio foto sau cea. Dar dacă te gândești tu bine și ești sincer cu tine, știi că e studio de video chat acolo. Mai vecinul ăla atot știutor, omniprezent, supererou, spion, care știe tot ce se întâmplă în bloc, cine cu cine umblă. Și dacă ai tu vreo nelămurire, gen, bă, în vară, că nu a fost scris la mine ăsta dozele, te duci frumos și îl întreb. Și tot timpul scoate capul pe geam și... A, uite că parcat acolo aia. Bă, la 5 vine. Ce s-a întâmplat? Cu siguranță s-a avut toți, cel puțin o dată, vecinul care stă deasupra ta, la care curge ceva, nu-ți dai seama, să prelinge pe perete. Și tot timpul când îl suni, mă, el nu e acasă, mă. El e plecat din localitate, e plecat din țară, e plecat pe altă planetă, el tot timpul e plecat. Vezi, nu dai de el să zici, care e faza, du-te, vezi. Avem vecinul ăla nevinovat care tot timpul ne cere împrumut chestii mici. Dacă n-ai un pic, salut, n-ai să dai puțin ulei că mi s-o termina și mi se prăjește și mi se arde, te rog eu, bine? Îi dai. Salut, n-ai cumva să-mi dai mătura aia mea, poți da un pic? Și dăm și aspiratorul dacă e acolo, mătură și aspiratorul și ai trebuie să de mine. Salut, trei televizorul ăsta am zis că nu prea-l porești, poți să-l iau eu seara asta și gata. Mircea, 10.000 de euro și cum ai terminat? Dai niște 10.000 de euro. Știți cu siguranță de vecinul la care el funcționează după alt fusurare, el teoretic în America. Practic aici, da? El seara muncește, face treburi la televizor, vin oameni, povestesc, dar în timpul zilei de dormit. Așa că dacă lucrezi ceva, cam trezești. Nu te rog eu frumos, Mircea, nu-ți bate jos, lasă-mă să dormi niște, că seara am lucrat, azi noapte. În fiecare scară, probabil știți, există vecina aia nebună care e pusă pe scandal. Domnul Mircea, se poate vă rog frumos un pic mai aici, ce cu tărăboi ăsta, mama mea care are 100 de ani, deci vă rog frumos, ați băgat-o, efectiv, făcut accident cardiovascular, vă bateți joc de mine, deci pe cuvântul meu, ca la țiganciți cu tropotele astea, da? Știți vecinul la care te întreabă de toate, ca nu cumva să ia țapă, să nu-și facă și el ce și-a făcut ceilalți vecini. Și de când intră, bă, dar ce ușă, de unde e ușa asta, cu câte la tot, da? Și la pachet îți dă mai multe și mai ieftin, nimă papuci ăștia. Da, 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 tare, tare. Lavabile, de care lavabile ai pus aici, știi? Ai zis că vecinul ăla și-a luat scară din aia. Ni, haină, mă, mască. Cu cât la mască? Din să la mască, că pot să-mi iau și o mască. Pot să mai trăie? Hai că iau eu. Pentru că trăim în România, în fiecare scară de bloc, avem cupluri cu probleme.
Acele două persoane care dacă le vezi singure, super ok, super drăguțe, bomboane, bijuterii de oameni. Dar în schimb când sunt împreună și la ei în apartament, bă, ia sunt niște sunete în apartamentul ăla, bă, niște înjurături, bătăi, scandal de toate, fata de ceartă și pe aia și fata a doua care-i, împăcarea care e și aia destul de zgomotoasă, da? Dacă mă înțelegeți. Partea bună e că partea de împăcare e mult mai scurtă. Pun pariu că toți ați avut-o pe vecina la care n-ai cum să nu știi ce mănâncă, da? Pentru că miroase. Ea nu deschide geamul, ea deschide ușa de la scară, știi? Și de obicei nu merge chiar pe sparanghel și broccoli, nu merge pe vegane. Merge pe prăjoală, tati, știi? Șnițele care de obicei sunt și acompaniate de sunetul. Și niște coste, niște prăjoli, cartofi prăjiți, dar ce merge bine cu prăjelile astea? Niște murătură. Și de asta vecina asta noastră are la subsol acolo un butoi mare cu varză murată care închis bine, dar nu știu cum se întâmplă că de 3 ori pan pute în toată scara să sparge, nu știu ceva, infuzie, habar n-am. Paradoxal, cel mai puțin periculos tip de vecin este vecinul păițăș de cartier, care nu știu cum s-a nimerit, stă fix sub geamul tău. Și bineînțeles că ascultă mafia, fumează țigări, vorbește numai despre problemele vieții, cât de grea e viața, cum toți care au făcut un pic de bani sunt niște cocalari, pentru că mai de mult erau adevărat și true, dar acum nici s-au cocalărit și de alea, știi, și da, viața e grea. Unii dintre voi s-ar putea să aveți omul ăla liniștit, care tot timpul vezi calm, cu o pâine, cu niște lapte, care se plimbă, salută frumos și poate trezești la jurnalul de la ora 5 că e prezent și că omorul pe unul. Și poate ai interviu și zice, cum a fost domnul Mihai? Nu mă așteptam, era un om liniștit, era pita lui Dumnezeu, saluta frumos, lua pâine proaspătă, lapte. Chiar m-a surprins toată treaba asta. Bă, eu tipurile astea le știu, da, prin astea am trecut prin viață, dar eu că mai scât de cât tânăr. Dacă știți voi alte tipuri de vecini, vă rog frumos să-mi scrieți și Dumnezeu să vă ajute cu ei, că știu că aveți nevoie. Vă mulțumesc încă o dată pentru ideea asta și dacă mai aveți alte idei de vloguri, scrieți-mi, vă rog frumos. V-am pupat, dați un like la clipul ăsta și multă sănătate!